3, articolul 134, articolul 96 din ordonanța de urgență numărul 56 pe 2019 din codul administrativ și are dispoziție numărul 142 din 9.12. A fost invitat la acea ședință de astăzi, cu ședință ordinară. Da. Sunt prezent tot consilierul local, nu sunt probleme. Acum, având în vedere prevederea articolul 38, aliniatul 15 din ordonanță, vă rog să supuneți pe aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă, deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de vot. La ședință face cu domnia de la discuție. Acum, vă rog pe domnul președinte Popovici să preia funcțiile lucrurilor procesului. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordine de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunare generală în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, în vederea executării votului Consiliul Local Comunei Ardeoan, inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre se însoțește de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează cele trei comisii. Doi. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul pe universitate cu frecvență din Comuna Ardeoan pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre se însoțește de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care analizează cele trei comisii. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobare pentru prima înscriere în cartea funciară a suprafeței de 239 metri pătrați teren intrabilan, tarlaul 36, parcela 690/1, biserica cu cimitir Ardeoan, despre este vorba, conform anexei executate de secția Reda Topocan SRL, inginer Popa Sorin Emil. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este supus de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează Comisia Ardeoan. Proiect de hotărâre 4, proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statului de funcții și numărului personal de apărare de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău, pentru anul 2022-2023. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre se susține de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia de realizare. Așa și 5. Proiect de hotărâre privind taxele de specială de salubritate persoane fizice pentru anul 2023, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre se susține de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează cele trei comisii. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru agenții economici, persoane juridice, începând cu 1 ianuarie 2023. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre se susține de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează cele trei comisii. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind alocare de sume din bugetul local pentru organizarea datelor și obiceiurilor de iarnă. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează Comisia 1. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2022. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează cele trei comisii. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 anul 2022, conform contului de execuție al bugetului local la 8-a 12-a 2022. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre se însoțește de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează Comisia 1. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează cele trei comisii. Punctul 11. Diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte
de hotărâri de introdus pe ordine de zi? Nu. Dar avem aici o adresă. Adresa la SECE Electrostat SRL Onești cu numărul 120 din 13-12-2022 și registrată la OAP Adrian cu numărul 8454 din 14-12-2022. Supus spre aprobare ordinea de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține. Întrebând ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ARDIL, în vederea executării votului Consiliului Local al Comunei Ardelean. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezentarea fotului de specialitate. S-a discutat, deci trece interes. Mulțumim, domnule viceprimar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului 74 burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență din Comuna Prima pentru anul școlar 2022-2023. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Da, cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta raportul. L-a prezentat bună pe comisie. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru prima înscriere în cartea funciară a suprafeței de 239 metri pătrați teren din Travilan, tablaua 36, parcela 690 pe 1, biserica cu cimitir Ardelean, conform anexei executate de SECE Arena Topocan SRL, inginer Popa Sorin Emil. Avizie. Comisia 2. Domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Grăsescu, ministra de reprezentare a forului specialitate. La prezentare comisiei. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal în aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardelean, Județul Bacău, pentru anul 2022-2023. Avizie. Comisia 2. Domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Da, da, cuvântul un secretar pentru a prezenta raportul. Dar l-a prezentat, îi mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Deci, majoritate. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind taxa specială de salubritate persoanei fizice pentru anul 2023. Asociație de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Avizie. Comisia 1. Domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2. Domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3. Domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. S-a prezentat, îi mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru agenții economici pe persoane juridice începând cu 1 ianuarie 2023. Avizie. Comisia 1. Domnul Moise Cosmin. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Da. Dau cuvântul domnul viceprimar. Dau prezentat raport, îi mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru?
cine este împotrivă, dar se abține cineva. Deci, mai multate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul local pentru organizarea datei și obiceiului de iarnă. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Da, cuvântul domnului viceprimar pentru prezentarea raportului de specialitate. S-a prezentat, îi mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu dorește nimeni. Da, o să spun două cuvinte. Da. Evident că este un pas în față, pentru că la noi, la Ardeoan, nu s-au organizat aceste date în ultimii ani. Și dacă se organizează, cred că chiar este foarte bine. Deoarece cetățenii comuni vin acasă, mai socializează, se întâlnesc în centru comun. Și cred că chiar este bine. În anii anterior nu mai fost copii, nu organizat. Păi, nu s-au organizat. S-au organizat, foarte bine că se dea dată. Deci celelalte comuni pe lângă noi, toți s-au organizat. Și cred că e bine să fie și la noi. Foarte bine. Da, foarte bine. Aș juca și eu, da. Poți să începi iau. Da. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Domnul. Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Unanimitate. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru mesul 4 al anului 2022. Avize. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neculaie. Aviz favorabil. Da, cuvântul doamnei Jigion Narcisa, da, a prezentat raportul și îi mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Unanimitate de voturi, se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 anul 2022 conform contului de execuție al bugetului local la 8.12.2022. Avize. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neculae. Aviz favorabil. Da, cuvântul doamnei Jigion Narcisa. A prezentat raportul, îi mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Avize. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neculae. Aviz favorabil. Da, cuvântul domnului Macadam Cristina. A prezentat și dânsa raportul, îi mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Unanimitate. Adresa SC Electrostar SRL Onești cu numărul 120 din 13.12.2020 și înregistrată la OAT Ardeoan cu numărul 8.454 din 14.12.2022. Dar cuvântul domnului primar. Domnul primar? Păi ce? E asta cu... Nu, cu electrica, poate, nu? Ce știți? Adresa de la electrica. Păi de la Onești. Trebuie să fie cu adreținerea, cu lumina, poate, nu? Adresa și-a numărului. Fii 13-12, trebuie să fie? Da. Asta trebuie să fie cu adreținerea, probabil. Nu scrie. La de voi, din urmă. Ha. Nu știu. Da, asta trebuie să fie cu adreținerea, cu lumina, și cu părțile. Domnul primar, adresa de la SC Electrostar SRL Onești cu numărul 120 din 13.12.2022 și înregistrată la OTA Ardeoan cu numărul 8.454 din 14.12.2022. Dar cuvântul domnului primar. De ce să-mi dați-mi ia cuvântul? Așa hotărâți. Păi așa spune aici. Păi știți, dar voi hotărâți în Consiliu dacă măriți prețul sau rămâne peste prețul de eu. Societatea. Pe ce?
Nu voi sunteți legislativul, eu sunt executiv. Așa scrie, așa scrie. Da, eu am greșit secretarul. Dar nu știi despre ce vorba. Păi asta e despre ce vorba. Dar ia să știm despre ce vorba. Asta știi poți face vorba. Exclusiv, nu despre, nu știa, nu vreau să... Doamne secretar! Adresa de societate. Da, bine, așa se cheamă societatea. Adresa societatea. Adresa de la exclusiv. Da, nu. Dumneavoastră hotărâți. Rămâne 100 de euro cum erau până acum sau o mărim? Cum considerați așa face? Era adresa într-o țipă. Dacă știți, ne spuneți așa, domnule. Nu, v-am arătat acum. Electrostar? Da, da, da. Dar nu, dar nu e electrostar. Nu. Explosiv. 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 Am înțeles, da. Dacă nu găsiți un secretar. Deci este adresa SCR Electrostar TV Onești. Nu e bine? Da, și da. Sunt-o. Da. Nu, ce spune aici, asumționata Ungureanu Liniană, reprezentantă televiziunea Sfântul TV Onești, strada George Bacăvea, numărul 14, județul Bacău, vă rog să-mi aprobați încheierea unui contract de prestație servicii cu ATEA Avioane. Județul Bacău, întrucât vechiul contract va expira la data de 31.12.2022. Scopul acestui contract este realizarea de filmări informative cu imagini și aspecte din localitate, diverse interviuri, documentare, reportaje și ședințe ale Consiliului Local care se contribuie la promovarea comunității în contextul regional și național. Vorbim de asemenea ca durata contractului să fie de minim 2 ani, da? De la data încheierii, așa cum avem și în alte comune din județul Bacău. Televiziunea Exclusiv TV este parte a activității SCR Electrostar, SRL Onești, de sub Bacău, contractul așa, și este reprezentată de Ungureanu Liniană. Menționăm că avem afișat oferta noastră în catalogul electronic SICAP, numărul de referință 001, cu denumirea servicii filmări video profesionale poate comune, la prețul de 670 RON lunar, la care se adaugă TVA, cu orice PV, nu știu ce, am atașat la documente necesare. Deci este o fost până acum a fost 100 de euro, da. Plus TVA, acum este 670 de ron, plus TVA, da? Ron, nu euro. Lei, așa o scrie și ron, da? Lei. Vorba de ceva de lei. Vorba de 70 de lei. Acum, dacă țineți spune că s-au cumplit toate, cum considerați așa face? Nu, mă, e așa cum ați spus, dar cum este acolo, nu? Deci suma de rămâne suma de 670 lei plus TVA. Da. Ca să știți, da? Da. Deci adoptați ca să fie ok să nu fie discuție, că eu spus menționez în procesul verbal. Da? Da. Mulțumim, domnul secretar, de la Oneștiu. Păi nu știu, de lei, plătești omul, plătești omul, plătești omul. Da, 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 da. Trecem la punctul 11, diversi. Dacă cineva vrea să-mi spie la cuvânt. Dacă nu, fiind impozitat de toate problemele la unele zile, declar închise lucrările și ședințe. Da, da.